Mulțumesc, domnule președinte. Dezastrul la Galați, nepăsare la guvern. Cu toții am fost martorii dezastrului din județul Galați. Inundații, distrugeri, oameni care au pierdut tot ce aveau. Și ce face guvernarea PSD-PNL? Stă pe margine, ca de obicei, și oferă promisiuni goale, fără nicio soluție reală. De ani de zile tot auzim cum vor construi diguri, cum vor face planuri de prevenire a inundațiilor. Însă, când vine viitura, vedem doar neputință și dezorganizare. Inundațiile nu mai sunt excepții, sunt realitatea cu care ne confruntăm. Fenomenele meteorologice extreme ne lovesc din ce în ce mai des, dar guvernarea PSD-PNL continuă să trateze totul cu o nonșalanță tipică. Astfel de tragedii se pot întâmpla acum oriunde în țara noastră. Eu sunt din județul Mureș și mă întreb cum ne putem proteja comunitățile. Cu planuri pe hârtie ale PSD-PNL, cu soluțiile lor de fațadă care n-au făcut decât să ne aducă mai aproape de dezastru. Trebuie să investim în diguri rezistente și să reparăm cursurile de apă. Dar în loc de asta, PSD și PNL permit balastierelor ilegale să distrugă râurile. În loc să protejeze pădurile, ei protejează mafia lemnului și decimează garda forestieră. Birocrația sufocantă impusă de PSD și PNL blochează proiectele de mediu, în timp ce fondurile europene sunt risipite sau sunt nefolosite din lipsă de coordonare. Ei sunt specialiști doar în amânări și în găsirea scuzelor, în timp ce românii sunt nevoiți să-și construiască casele distruse de fiecare dată când vine o ploaie mai mare. Câte vieți mai trebuie să fie distruse și câți oameni mai trebuie să moară din cauza corupției și irresponsabilității? Este timpul să punem capăt acestui haos și să punem în aplicare soluții reale, prevenții, investiții responsabile și o colaborare reală între autorități și cetățeni. Să nu mai lăsăm viitorul nostru în mâinile unei guvernări incapabile, care nu vede dincolo de interesele proprii și de jocurile politice. Vă mulțumesc, deputat de Mureș, Adrian Giurgiu.